0-0 la capătul unei partide în care am avut mai multe minute, cred că, de analiză VAR decât ar fi fost normal, dar, în fine, nu e prima oară și pe niște faze destul de simple. O să le revedem și noi, discutăm pe scurt. Pe de altă parte, este un rezultat clar care nu avantajează pe nimeni, nici pe Iași, nici pe Craiova, nici pe Toni, nici pe Trică, cei doi antrenori noi. Meme Stoica, salut, Cosmin Băleanu, salut. Hai să trecem cu primul meciul ăsta, că avem de vorbit și de ce ați făcut voi aseară. Meme, ai văzut, bănuiesc, fazele, da? De fapt, ai văzut fazele. E normal să se, delibereze, da, să se delibereze atât de mult la penalti, să stai atât de mult. Ok, zici că la aia nu se văd liniile neapărat, da, la offside. Nu putem să comentăm nimic niciodată, că trebuie stat până când e decizia corectă. Până e decizia corectă. La penalti ar fi trebuit chemat în secunda 10, vino că e ceva dubios și într-un minut se rezolva problema. Nu înțeleg astea. Asta nu o să le înțeleg niciodată. Dacă... Asta ți se pare o fază de analiză de 8 minute? Cred că s-a analizat tot... se tot analizează... Nu. Ce se vedea din asta? Ce să mai... De asta spun. Da, adică 8 minute la asta. Păi asta necesită 8 minute? Eu știu ce... Nu știu până când ce se analizează în momentul la penalti. Nu poți să stai atât de mult ca să vezi aia. Probabil că s-a mers în urmă, să vedem, nu știu când s-a întâmplat ceva. Poate în meciul trecut. Sau în decembrie, că am zis noi acolo că ceva a fost dubios. Eu, Cosmine. Nu știu, decizia finală e corectă? Da. Păi, la revedere. Eu încă sunt puțin mai tânăr decât Meme. Bă, e bine așa. Dar nu e atât de tânăr ca mine. Îmi place offside-ul ăla din Italia și de Champions League, care este și frumos și spectaculos și rapid. Îmi place să cred că odată cu trecerea timpului se vor dezvolta și vor evolua și se vor mișca mai repede. Deși aici e chestie de om. Adică nu mai e chestie de tehnică la... A, bine, vor fi mai multe camere, vor fi mai multe unghiuri. Hai să fim... Să fim înțelegători. Traversăm Bucureștiul și și avem prea puțin timp de emisie. Da. Ai probleme. Știu, dar repet, că eu cred sau îmi place să cred că odată cu trecerea... Vorba mesajul Sile. Încă două VAR din alea și la două nu mai veni la emisiune. Păi de-aia am dat mesaj, deci după astea două, care au durat 11 minute în total, am dat numai mesaj, băi, nu mai are. La al treilea VAR nu mai... N-am avut al treilea VAR. Într-adevăr, pui semne de întrebare pentru că faza nu pare fi foarte grea, știi? Adică, bă, unele sunt complicate. Într-adevăr, nu te uiți de 7 ori și nu dai seama, știi, da? Iar aici, în fine. Da. Vreau să spun că marea câștigătoare a acestei etape de play-out este Voluntari, 100%. Care, în afară de faptul că a obținut o victorie reconfortantă și a căpătat încredere mare, pentru că în două deplasări de play-out se dai 8 goluri. Nu știu ce echipă vreodată într-un play-out a dat 8 goluri în 3 meciuri, nu în 2 în deplasare. Și coroborat cu rezultatul ăsta, cu speranțele că Galațiu va continua parcursul foarte bun, o face pe Voluntari o echipă care poate să scape și de baraj. Absolut, ceea ce puțini își imaginau. Da, pentru că este aproape și de Petrolul. Iar Petrolul chiar pare că are probleme. Petrolul a făcut o victorie uriașă cu Craiova 48 în prima etapă din play-out. Uriașă. Am fost împreună în emisiune, nu știu dacă nu tot cu Cosmin, nu țin minte, dar știu că ziceai așa, pentru mine Craiova nu intră în calculele pentru retrogradare. Da. Îți menții părerea? S-au schimbat multe chestii. Păi depinde când a fost asta. Cu Paul Andone. Paul tot îi trăgea cu Craiova. Important e în ce moment, când? Cu două luni? Nu, recent. Recent, în ultima lună când s-au întâmplat niște chestii pe care eu nu le anticipam. De exemplu? De exemplu, eu să spun foarte sincer, de câte ori am jucat cu Craiova, de foarte multe ori, cu Craiova lui Napoli, am fost și la multe alte echipe și parcă de când lumea, a fost foarte greu. Tot timpul am dat de o echipă bine organizată, o echipă bine dispusă în teren și căreia îi marcai greu. Acum chiar s-au schimbat multe. De ce m-a luat câte goluri? A luat 50 de goluri? Câte a luat Craiova? E ceva amețitor câte goluri au tăcat. Deci în momentul de față nu mai ești sigur că... Nu mai poți fi sigur de nimic. Deloc, mă la clasament, nu... Și mai e o chestie. Și atmosfera? E incredibilă. Și scandalul dintre senior și junior, care clar că are repercusiuni și încă ceva. Nu joacă Bauza. Craiova cealaltă fără Mitriță.
are o problemă. Craiova asta fără Bauza, are o problemă. Există câțiva, nici Achim, care practic axul ăsta era. Absolut. Erau fundașii centrali care, mă rog, acolo erau ceva probleme, dar era Achim și era Bauza. Bauza face diferența. Acum, cu Bauza nicăieri, nu e același lucru. Da. De văzut ce va face și Toni. Toni, ce vrei? Pe care, adică, da. Pe care nu știu de unde l-a scos Iașu, nu știe nimeni de unde l-a... De la un impresar, mă, de la un impresar. Corect, probabil, da. Da, da. Plus că el a renunțat în ziua în care a renunțat la, la Leo. Că nu o să zici că a stat, că a căutat. Da. Ziua sau... E foarte riscant să aduci antrenori fără experiență. De regulă, Nea Gigi Mulțescu era... soluția tuturor. Și ce rezolva cazurile? Acum... Chiar să vii cu, să-l ai pe Grozavu, care totuși are experiență și are mână foarte și pare un antrenor capabil să scoată o echipă din criză. Da, și că Schweitzer și da. A renunțat la, la Leo cu care a lucrat. Relația pe care o au ei. Ceva, trebuia ceva schimbat. Trebuia schimbat. Dar acolo. N-am crezut niciodată că pot să schimb cu un fost fotbalist. Da. Străin. Dacă nu știi nimic despre el. Nimic. Și nu e... E totuși Xabi Alonso, știi? Și nici Leverkusen l-a ajutat Xabi Alonso. A venit George Costa la CFR. La CFR, da. Da, era un nume uriaș. Bun, hai să vorbim de meciul vostru de ieri. La un moment dat, nu știu, dacă, dacă vin antrenorii, poate îi ascultăm, dar... procente. Hai că a crescut un pic. A crescut mult, a crescut mult. Cum sunteți acum? Adică... Suntem mult peste așteptări. Ai o mână, aveți o mână pe, pe trofeu? Mă feresc să, știi cum, acum o parte. Da, mi-e frică. Be, da, da. Mi-e frică. Uite, Rapid a pierdut 3 meciuri la rând. Într-un moment în care, pardon, nimeni nu se aștepta la asta. Da. Era chestia aia că blestemul, că joacă cu noi, ne bat pe noi și după da, aia. Da, aia nu credea niciodată că, că se... A fost perioada au pierdut 3 meciuri din 3 în, și mai e o chestie. Noi, meciurile cu cele mai bune echipe la sfârșitul sezonului regular, care s-au clasat pe locurile 2 și 3, pentru noi urmează acum. Deci noi mai avem 4 meciuri din 7 cu echipele astea. Deci încă mai e clar că suntem net favoriți la câștigarea trofeului. Cum ai zis tu, săptămâna trecută ziceai că CFR a avut 8 puncte în momentul ăsta, da, nu? Și a câștigat pe final cu voluntariul voi în pe ultima etapă. Exact, exact în momentul ăsta, acum 2 ani, s-a prezentat la meciul cu noi cu 8 puncte. Și, da. Și a ajuns la 2 puncte după 2 etape. Da. Dar a câștigat campionatul. Acum voi aveți 10. Da. Deci voi aveți, voi trebuie să câștigați 11 puncte din 21. Da. De, deci din, din următoarele 8 meciuri. Cu 11 sunt campioni. Noi nu. Ba, 10 ba, da? Nu, dacă echipa face 2 egaluri, dacă... Deci eu așa am calculat, dom'le, dacă una din cele două, dintre cele două echipe care au 10 puncte în spatele nostru face un parcurs de excepție, nu cred că poate să câștige 7 din 7. Adică și așa, că, și presupun că la, la, lupta la locul, nu, nu presupun 7 din 7, că atunci să vezi că nu sunt chiar așa ușoare calculele noastre. Spun că poate să lase 4 puncte, deci să facă 2 egaluri. Poate să lase 4 puncte, ar însemna 14. Deci noi ar trebui să facem 14 puncte până la sfârșit. Te-ai gândit că trebuie, egal, trebuie să facem 7 puncte până la sfârșit. Trebuie să facem 7 puncte până la sfârșit ca să... Da, sunt multe calcule. Ok. Sunt multe, mă, dar ați bătut Craiova foarte ușor în sezonul ăsta. Foarte ușor. Deci 3 meciuri, 3 meciuri, 8-0. Au fost meciuri care nu au semănat deloc între ele. Chiar dacă în primul meci am câștigat 3-0 fără drept de apel, Craiova cu toată garnitura, noi cu... prima dată cu cuplul de fundaș central în Ghezana, Daua. Toată lumea spunea că o să avem mari emoții și, și așa mai departe. Dar am făcut un joc foarte, foarte bun în prima parte și și în a doua n-am avut mari probleme în Ghencea. Al doilea a fost diferit pentru că am intrat cu multă șansă în pauză cu 1-0 penaltiul ăla la VAR. De data asta, Craiova a venit cu un mare handicap. Cei mai buni 3 jucători lipseau. Corect. Iar o echipă când nu are Bancu, Screciu, care probabil că vor fi titulari echipei naționale la europene, la turneul final, și Mitriță, care este liderul lor clar pentru toată lumea și, și care venea într-o perioadă excepțională. Plus că am fost nesuperiori, dar n-am marcat, am ratat.
În schimb, am beneficiat de două erori foarte mari la golurile marcate. Da, culmea, culmea Popescu, care a făcut un... La Cluj un meci fenomenal. Și la Cluj, în general, în ultima perioadă, a avut, cum să spun, a avut o constanță și a scos echipa în multe meciuri, pentru să ne aducem aminte. Cel puțin la Cluj a fost fenomenal, dar și etapa trecută apără bine în potriva Rapidului. Deci, au complexul vostru? Cum voi aveați împotriva? Adică simți că nu au încredere în meciul cu voi? Știu ce să zic. Eu cred că i-am prins și după meciul ăsta de cupă, cu 120 de minute. Și era greu să cred că nu vom fi... nu-i vom domina categoric. Da. Doar că, repet, au fost două erori foarte mari la gol. Însă, ce m-a bucurat pe mine cel mai mult, faptul că eu am avut, în anturajul nostru, două pariuri și au fost câștigătoare. Octavian Popescu și David Niculescu. Iar de David Niculescu, ține minte că mereu am spus, domnule, este un jucător foarte bun, un jucător care merită să fie titular la noi, care poate să fie un... Sunt convins și acum că dacă David Niculescu, să spunem în ediția viitoare a campionatului, joacă titular, meci de meci, va fi golgheterul nostru. Pentru că este un jucător cu niște calități extraordinare. Stai că la ce listă a prezentat Sergiu Becali, nu știu dacă mai e Niculescu golgheter. Eu am pretenția că mă pricep cât de cât așa. Adică tu spui că dacă ar veni Ali Bec și Luis Munteanu la voi... Nu știu dacă ar veni Ali Bec și Luis Munteanu. Să vină Ali Bec și Luis Munteanu și mai vedem. Pentru mine, David Niculescu este mult superior tuturor atacanților români la ora actuală, număr 9. Tuturor atacanților români, dar nu superior, mult superior. E peste Luis Munteanu? Este mult peste toți, pentru că el are altceva. El, în afară de faptul că are un fizic extraordinar, are 1,90 m, el are un stâng necruțător și asta am mai spus-o. Are o mobilitate extraordinară, este genul de jucător căruia îți vine să-i spui aleargă mai puțin, pentru că este prezent în toate fazele, este peste tot, în pressing. Să faci pressing cu un atacant de 1,90 m, foarte puține echipe au așa ceva în Europa. Pentru că, de regulă, atacanții masivi sunt puțin mai lenți. Nu-i cazul lui David. Și știe fotbal, asta e important. Dacă vedeți, are două execuții, schimbă jocul, deci se duce în pressing, recuperează și îi dă cel puțin una, o diagonală lui Coman senzațională. Păi când vreodată vreun jucător de 1,90 m care e de ax ajunge în margine și dă diagonale? Niciodată. Vedeți vreun... Ali Bec poate să facă asta. Dar Ali Bec niciodată n-a fost nou împins. Niciodată. Ali Bec a fost un număr 10, un 9,5. Pentru că el niciodată nu era în careu. Da, membe, dar nu dă gol. Nu dă gol? Păi cum să dea gol dacă joacă, dacă nu joacă? Vezi că în prima etapă Guta a jucat, a intrat, a dat gol. Cu Craiova imediat după aia a intrat și a dat gol. După aia n-a mai jucat. N-a dat gol ieri, pentru că nimeni nu înțelege și chiar am prins discuția dintre ei ce a vrut să facă Șut la faza aia. Când a vrut să dea gol. David i-a zis, te-ai apucat să dai scăriță. Zice, nu știu ce am vrut să fac. Efectiv, nu știu ce am vrut să fac. Însă, dacă vedeți fazele ocaziilor, bara lui Șut și apoi scărița de care vorbeam mai devreme, să vedeți ce face Tavi Popescu, este remarcabil. Pauză publicitară, revenim. Bun, ne-am întors, prieteni, și vreau să-i arăt numele un clip, pentru că este un tânăr care nu a văzut niciodată echipa asta campioană. O să-l vedeți în tribune. Haideți să vedem secvențele respective. Au fost astăzi pe TikTok la un moment dat. Un puști, mă, ăsta nu v-a văzut campioni. Nici nu știu cât ar putea să aibă. 11 ani. Păi, care 11 ani a văzut, dar nu avea voie la televizor pe vremea când ați ieșit voi ultima oară. Păi stai, mă, că puțin... Nu înțeleg ăștia. Adică hai să o luăm altfel, dacă cineva care are 5 ani, deci avea 5 ani atunci, da? Trebuie să aibă 12, nu 13. L-am văzut, chiar l-am văzut astăzi și l-am primit și eu și... noroc că l-am văzut, că altfel mă emoționam acum mai tare. Și recunosc că mi-au dat lacrime. E, pentru noi, cel puțin, e mai mult decât sperăm să se întâmple cu generația asta foarte tânără. Pentru că niciodată n-am avut atât de mulți copii atât de pasionați. Uitați-vă la asta, mei. Adică, simți că se apropie totuși un moment, pentru că n-ai mai trăit, inclusiv tu, dar n-ai mai trăit bucuria unui campionat de...
Vorba aia. 8 ani, nu? Sau da, da, 8 ani. 8 ani. Adică acum se fac că ar fi... Da, 8 ani. Sunt 8 campionate pierdute, da. 8 campionate, da. Nu-ți dai seama de când am mai luat o echipă din București? Că tu zici de FCSB Steaua. Da. Păi, Dinamo și Rapid. Cei mai mulți erau scuți la Dinamo și Rapid. În tot intervalul ăsta de timp, eu nu mai știu când a s-a câștigat un singur trofeu, cupa voastră. Da. Deci de atunci, de la ultimul vostru tipul, o singură, București a câștigat o singură cupă a României, de unde nu exista... Deci, da. Câți ani? Cred că au fost 30 de ani la rând, cam în care, așa, nu? În care... Zi, 25, sigur. Din, stai un pic, din, hai că e simplu calculul. A, practic, din, de la Craiova, din 91, nu? Da. A luat numai Bucureștiu până la CFR Cluj. Până la CFR Cluj, da. Deci din 91 până în 2000, când a luat CFR-ul primul? 27, 2007, 2008? Da. 2007, 2008. 2008. Da? Deci de atunci a luat numai Bucureștiu. 2008, după aia 2009 Urziceni. 2009 Urziceni? CFR Astra Viitorul, ce să mai, da. Cluj? Da. 11 Galați, parcă. 11 Galați, după aia 12, 13, mă, dacă te 14. Duci, te duci 12, nu, 12, cred, 12, nu noi. Noi am luat 13, 14, 15. 12 CFR Cluj, cred că, nu? Da, 13, 14. 14, 15 voi și de atunci... Ile, dacă te duci înainte de Revoluție, vezi că în afară de Craiova mai luat SFCR și până anii 70. Da, adică da, sunt da, 50 era... de ani. Spune-mi... Vorbește despre, din punctul meu de vedere, îți spun punctul meu de vedere și îmi spui părerea ta. Din punctul meu de vedere, sunt câțiva jucători care au creat, v-au adus unde sunteți, dincolo de clasicii Coman și Olaru. În Ghezana, Lixandru Șut, oamenii ăștia, mie mi se pare că în sezonul ăsta, în Ghezana mi s-a părut uluitor. În sezonul ăsta, realmente. Iar la meciul de ieri, da, a jucat fără greșeală. A jucat fără greșeală. Ok, a mai avut momente că nu poate nimeni să joace perfect. Dar mie mi s-a părut că aducerea lui la club a însemnat foarte mult. Adevărat. Greșesc? Adevărat. A fost o achiziție foarte reușită. Sper să termine campionatul așa cum a jucat până acum, cu excepția meciului pe care l-a antrenat la egalitate cu Farul la București, cu penaltiul ăla inventat de Chivulete la VAR, când a făcut o greșeală foarte mare, că voia să pară protagonist la meciul ăla, dar nu s-a luat gol din greșeala lui, că da. S-a anulat cu offside-ul ăla, care nu se știe niciodată, părea că n-a fost. El a avut evoluții remarcabile, foarte adevărat. E un jucător care are niște calități fizice ieșite din comun, și care muncește mult și vrea să-și îmbunătățească prestațiile în fiecare săptămână. Iar acum, lângă Chiricheș, e mai ușor de jucat. Crezi pentru că cuplul trebuie ăsta... să se înțeleagă ceva, e ceva foarte important. Eu am spus că vom avea un câștig mare când va reveni Chiricheș. Mulți au fost foarte reținuți și știu cât de mult mișto s-a făcut pe tema asta, cât de mult am fost eu luat peste picior. Dar noi vedem ce se întâmplă. Vlad Chiricheș este o altă categorie de fotbalist. Este? El provine, el a jucat împotriva valoarea mari. Noi i-am văzut la televizor, câteodată și pe stadion. El le-a întâlnit în teren. Și una e să joci contra lui Ibrahimovic și Immobile și nu mai știu cine vrei din seria și alta e să te uiți să-i vezi, să spui, ba, oare dacă aș fi și eu acolo? De ce momentul când un jucător semnează cu o echipă de serie A și imediat îi se dă banderola, e clar, și e vorba de un jucător român, de 30 ceva de ani. Știam despre cine, mă. Evoluția lui de ieri a fost un jucător să construiască așa, în condițiile în care el joacă în partea stângă. El nu joacă pe piciorul lui bun. De ce vorbeam de ei? Pentru că voi, în momentul în care ați făcut și performanță europeană, ați avut mereu pe zona centrală oameni foarte puternici. Goian, Ghionea, Rădoi, Paraschiv. După aia, nu știu, Sucala, Chiricheș, Borceanu, Pintili. După care, mă rog, a venit Armas Gardo, a venit Gardoș, au fost... În fine, vreau să întreb dacă, din punctul tău de vedere... Nu s-a mai făcut nimic, da. Gardoș a fost atunci când a fost accidentat Sucala, a jucat el cu Ajax și da, aia a fost. Atunci am arătat bine în Europa, atunci când era Chiri. Da. Ok. Da. Da, Gardoș cred că a jucat cu Legia Varșovia, nu? Dacă țin bine pentru minte, că, cu calificarea în Champions League. Că a jucat când a jucat Chiricheș, atunci a plecat Chiricheș. Da. Atunci, în perioada aia, da. Că după aia, după Legia, n-a mai existat. Crezi că în momentul de față ajungeți în zona asta centrală spre ceea ce era acolo sau încă sunteți sub? Cum vezi? Asta poți să vedem numai în Europa. Se poate asta, crezi că nu fac față oamenii ăștia patru în Europa?
Nu poți să scoți 40 dintr-o echipă și să spui, domne, e adevărat, e foarte important axul. Dar că noi nu folosim, noi nu vorbim cu pleonasme. Așa. Da, central. Nu poți să, da, nu poți să scoți, că atunci vorbesc de echipa lui Chiricheș, Suca la paranteză Gardoș, Borceanu Pintili, Gheorghevski la partea dreaptă, forță mare, puternic, la Tobleș, la stânga, așa și așa, dar nu era rău, mai mult așa, Chipciu Tănase, forță mare, Rusescu, aveam jucători foarte buni, nici acum nu avem, dar avem parcă un alt fel de profil de jucători. Unde ți se pare că trebuie să lucrezi aici, la echipă pentru cupele europene? Vorbim de Șudlic Sandru. Nu au același profil ca fotbaliști cu Borceanu Pintili. Absolut deloc. Nu, evident. Absolut deloc. Sunt alt gen de fotbaliști. Dar sunt jucători care aleargă foarte mult. Ieri Alexandru a fost ceva chiar special. La un moment dat i-am zis, după meci, el are un frate care a jucat fotbal la Progresul Sparta. Și i-am zis, mă, la un moment dat mă uitam și parcă erai și tu și frate tu, frate Manicuț. Și că prea, erai parcă prea și în stânga și în dreapta. Dar el zice, parcă aveam și viteză. Chiar a fost bine de tot. Jucător care în primele minute a luat cartonaș galben. Și el și Miculescu, ei au jucat și cu tara asta, cu cartonașul galben. Da. Dar vorbind de cartonașe galbene, nu pot să nu remarc un arbitraj excepțional. De regulă, când nu se vorbește de arbitri, mai ales la noi, înseamnă că au fost foarte buni arbitri. Dar ce a făcut Hațegan, o lecție de arbitraj. Vezi că amintește, cine n-a fost la cu Rapid? Ba da. Tot el? Da, ce clasă, da. Adică ce clasă. Eleganță, clasă, spun, clasă, când clasă, te uiți, băi, e o plăcere. Clasă. Clasă. Atitudine. Nici nu e unul cu cine știe ce probleme, dar poate că nu s-au făcut probleme. Nu sunt probleme pentru că respectă arbitru. Jucătorii respectă arbitru. Vezi ce înseamnă? Uite, ai noștri mai au momente în care comentează și o să plătească amenzi. Au comentat la Ovidiu cu Farul. Lui Hațegan nu-i comentează nimeni pentru că îl respectă. El impune respect. Cum sună după meciurile astea 3 împotriva Craiovei declarația lui Mihai Rotaru? Că n-aveți atacant, nu aveți bancă de rezerve și n-aveți jucători de regulă. Cum erau dacă aveau? Da, na. Cum sună acum toți specialiștii care ne-au spun că n-avem antrenori, că Gigi trebuie să-și ia carnet și când Gigi a spus ieri, deci cea mai bună declarație pe care a dat-o de când, mă rog, în ultima vreme să spun, nu antrenez eu, domnule, echipa. Mă consult cu ei când se face, niciodată n-am făcut primul 11 și la schimbări mă consult. Deci a spus adevărul. N-avem nimic. Și doar Coman și Olaru, că așa au spus foarte mult, doar Coman și Olaru. Poftim. Coman a ieșit și a spus că a fost jalnic. Olaru a spus, domne, n-am făcut un meci bun, îmi dau nota 5, poate 5,5. Dar ceilalți 9 au fost foarte buni. Foarte buni, nu buni, foarte buni. Uitați-vă la Crețu. Poate cineva să-i reproșeze ceva lui Crețu ieri? Nu, în general, împotriva Craiovei joacă foarte bine. Da, da, exact. Cu Mitrița și foarte bine. Adică e diferent de adversar, n-ai niciun fel de probleme. Dar vreau să te întreb, Cosmine, totuși diferența asta, sunt 18 puncte între FCSB și Rapid. Dacă e să le pui cap la cap, per total, diferența din prima etapă până în a treia etapă, în 33 de etape, e de 18 puncte. 6 meciuri. Da, față de... 6 victorii. Exact. Și ne-au bătut de ori. Cum îți explici până la urmă? Pentru că pare, cum să zic, e gigantică diferența. Nu, măi, nu există explicație logică. Nu există. Vorba ta, mă, joc cu tine și te bat. Și totuși ai 6 victorii în fața mea. Da. Că mai puțin se termină. Da. Nu există. Asta cred că a făcut din campionatul ăsta, după părerea mea, și nu sunt că e al nostru, că nu-l ducem acasă, poate între cele mai, nu să zic neapărat cel mai interesant, cel mai imprevizibil campionat. Pentru că te poți aștepta la orice. Absolut la orice. Mă, deci vine CFR Cluj în genunchi. Și la propriu și la figurat. Te bate Corvinu 4-0. Mă, deci Corvinu. Pleacă antrenorul, pleacă președintele și tu vii și ai înjurești 4-0 la pauză. Nu mă știu, a fost 3-0 sau 4-0 doar ei. Deci voi ați fost singurii care nu ați avut. Adică inclusiv după înfrângeri. Dar și după înfrângeri v-ați revenit imediat. L-au câștigat pe toate. Rapid l-a pierdut pe toate, l-au câștigat pe toate. Asta mi s-a părut o mare chestie. Noi după meciul cu Galațiu, pierdut în decembrie, la începutul lunii, avem o serie, deci avem o singură înfrângere, meciul cu Rapid,
Și câteodată e bine să iei 4 decât să pierzi 4 meciuri cu 1-0. Așa. Și avem 3 egaluri și în rest avem 12 victorii. Da. Ceea ce remarcabil. E foarte bine. Lista aia din care 3 victorii acum pline. Ceea ce faptul că iese lista aia Ali Bec, Luis Munteanu, Otele, Mitriță, chiar de pe lista asta... Mitriță, nu cred că intră în discuție. Otele, crezi că intră în discuție? Nu cred că intră nici Otele în discuție. Dar de ce nu intră Pentru Otele? Că Mitriță, Coman, crezi că stă până la, preliminarele Champions League? Coman stă până când se înțelege cu un club care plătește clauza. Iar declarația lui a fost... Gigi Becali zice, dumneavoastră, 600 de mii vreau să-i dau pe an, iar el zice, n-am văzut banii, vreau să plec în străinătate. Tu ca manager exact ce am spus eu după ce a declarat Risto și toată lumea s-a inflamat. Toți jucătorii vor să plece la mai bine. Oricine vrea să plece la mai bine. Tu ai fi de acord cu un salariu de 600 de mii dar nu în grupul vostru? Dar nu părerea mea. Adică nu, n-ar fi. Diferență foarte mare între un jucător și ceilalți? Depinde între ce jucători și ceilalți. Ceilalți au 300 de mii. Dacă vrei să... O să fac o referire la un episod la Juventus. Când lui Ravanelli... Pe Ravanelli l-au întrebat ziariștii cum se împacă cu ideea că el câștigă... Erau lire italiene atunci. Da. Mă rog, mai, de 10 ori mai puțin decât Del Piero. Și el a zis, poftim? Păi e Del Piero. De ce întrebări sunt astea? Eu am un contract, am semnat un contract, el e Del Piero. N-are nicio... Del Piero era Del Piero. Am înțeles. Del Piero la noi e Coman acum la momentul ăsta. Nu era vreun începător totuși. Nu, dar totuși era... Nu știu, nu e ușor de gestionat. Îi deschidea ușa lui Del Piero. Ok, mulțumesc. Ne oprim. Ar fi fost multe de discutat, dar urmează Oțelul Dinamo. Rămâneți cu noi la sfârșit minutul 91.